mi-am adus aminte că după ce am avut ultima anchetă ce v-am povestit-o data trecută, a venit în ziua de duminică la Ploiești, pe Rudului, la grupul de pompieri, câțiva tineri împreună cu fratele Nelu Muntenașu și cu Titu și mi-a spus așa: frate Lucian, ce bine ar fi dacă te-ar aduce ca deținut la noi, la Periș, este o colonie de muncă. Toți deținuții de acolo lucrează în șantierul unde noi lucrăm ca civili. Și vă spun sincer că Domnul așa a lucrat. Am ajuns acolo în primul sabat, când am ajuns, am hotărât să ies pe punctul de lucru, am ieșit acolo și m-am interesat la câțiva civili, dacă mai lucrează, fiindcă erau deja trecuse 2 luni și jumătate de când m-au arestat. Și i-am întrebat, mai lucrează în șantierul acesta niște băieți din Moldova? Zice, da. Cum se numesc? Muntenașii. Da, lucrează. Dar astăzi ei sunt la biserica lor, ei sunt sâmbătari. Zic, da? Eu am făcut-o așa pe naiv. Zic, da? Zic, ei țin ziua de sâmbătă? Zice, da. Zice, luni vă veți întâlni cu ei. Când am ieșit luni pe punctul de lucru, lutorelul șefului de punctului de lucru mi-a spus așa: băiete, tu ce meserie cunoști? Domnul lutorel, eu sunt un constructor. Orice îmi veți da de lucru aici, eu execut. Uite, te voi da singur să lucrezi la maestru Eugen. Și așa a fost. Toată perioada de 3 luni de zile am lucrat sub comanda unui maestru civil. Mi-a dat ajutor un rom, un țigan. Și acesta era mai puțin știutor, nu știa când plec eu, când vin, îi dădeam de lucru să-mi care material, iar eu zideam niște cămine și le tencuiam și le spiliseam. Cămine de scurge. Dragii mei, în fiecare zi de dimineață, când veneam pe punctul de lucru, mergeam în camera unde dormeau frații noștri și îmi dădea să mănânc. La amiază, la fel, mergeam și mâncam la ei. Seara îmi puneam traistă, așa era, aveam o traistuță ca copiii de la școală, cum era pe vremuri când învățam noi la școală, și îmi puneam mâncare să am la colonia de muncă. 3 luni de zile, sabatul am petrecut cu ei. Nu știa decât brigadierul că eu sunt în camera respectivă. 3 luni de zile am făcut școala sabatului împreună cu frații noștri. Am predicat cuvântul Domnului fraților noștri. Și a fost pentru mine o mare bucurie și o încurajare. Era la începutul suferinței mele. După 3 luni de zile, deci am omis să vă spun și nu vreau să ocup mult timp cu aceasta, întâlnirea a fost atât de minunată când eu i-am căutat pe frații muntenașii și când ne-am întâlnit în hala unde lucrau, primul care l-am întâlnit a fost Titu. A ridicat privirea și a scos un strigăt și i-am spus: măi, taci din gură, ce vrei să cunoască ăștia că noi ne cunoaștem? Fii liniștit că aici ai libertate, nu-i ca în penitenciar. Deci 3 luni de zile, frați și surori, Domnul m-a condus ca să mă bucur cu frații mei, chiar fiind în pușcărie. De aici, din Periș, m-au mutat la Poarta Albă. În penitenciarul cel mai greu, un regim foarte sever. În perioada când am fost în Poarta Albă, erau 12.000 de deținuți. Când am ieșit la raportul comandantului în prima zi, după ce ne-au dus acolo cu Duba tren, vreau să vă spun că am raportat domnului colonel Vodă că eu sunt condamnat pentru credință. Că în ziua de sâmbătă, începând de vineri seara de la apus și până sâmbătă seara, nu lucrez nimic. Dar lucrez în ziua duminici. Zice, băiete, nu ți se va face nimic aici, în penitenciarul acesta, cât vei fi sub aripa mea. Ești condamnat pentru credință, noi nu te vom mai condamna încă o dată.
voi da ordin ca să nu îți facă nimeni nimic. A fost suficient până la primul sabat, fiindcă am ajuns la început de săptămână. Când în sâmbăta, prima sâmbătă de dimineață, a fost schimbarea turei, adică între polițai, care ieșau și intrau în tură, eu și un frate de credință adventistă, Burlacul Gheorghe din Daraban, județul Botoșani, ce vreau să vă mai spun, că niciodată, foarte puțin timp am fost singur. În mare parte am fost cu fratele Petrică și Clovan, la Târșor, aici lângă Ploiești, cu Petrică Buzdugan, un an și aproape și jumătate în penitenciarul Brăila, și cu fratele Burlacul Gheorghe, despre care v-am spus. Când plutonerul șeful secției a intrat în cameră ca să preia numărul deținuților, mai rămâneau bolnavi, că brigada era ieșită la lucru, ne-a întrebat: ce este cu voi aici? De ce n-ați ieșit la lucru? Domnule plutoner, vă raportez. Noi suntem adventiști de ziua șaptea. Noi sâmbăta nu lucrăm. Asta la, vă spun exact cuvintele lui, la mâta acasă, nu aici. Aici trebuie să te supui, băiete. Și tu, și eu sunt tot la fel, domnule plutoner, l-a întrebat pe Bula. Nu-i nimic. Eu voi merge să preiau secția în primire și după aceea am eu act pentru cojocul vostru. Și o să lucrați, voi o să mă rugați ca să ieșiți la lucru. Domnul plutoner, vă spun sincer că nu vom lucra, nu vrem să vă provocăm, dar pentru aceasta suntem condamnați. După ce a preluat secția, am auzit cum s-au deschis zăvoarele la intrare în cameră și a venit, zice: hai, sfințișorilor, afară cu voi la muncă. Ne-a scos afară din cameră și a vrut să ne ducă să facem curățenie în secție, să măturăm secția, să facem tot ceea ce era necesar acolo. Am refuzat categoric și am spus: domnule plutoner, nu vă supărați, eu nu lucrez. Deci vorbeam întotdeauna fiecare în dreptul său, fiindcă te considera instigator sau că tu ai fi coordonatorul grupului, dacă erai mai mult de o persoană. Dragii mei, după ce a văzut el că nu poate să ne îngenunche să lucrăm, a spus: la ordinul meu, mergeți să vă duc în celular, în celulă, și vă fac eu un raport de pedepsire și acest raport vă va ajuta pe voi să înțelegeți că aici nu sunteți acasă la voi. Dragii mei, când am ieșit pe poarta secției, de unde eram noi, a vrut să ne ducă în secția celularelor. Vă spuneau frații data trecută cum arată o celulă. Dar eu i-am șoptit fratelui Ghiță: frate Ghiță, când ieșim pe poartă, noi o luăm în stânga spre poartă, spre ofițerul de servici, ca să raportăm ceea ce vrea să facă domnul plutoner Negreanu cu noi. Era un plutoner foarte gras. Nu putea să fugă. Când noi am ieșit pe poarta secției, eu am luat o fugă înainte, eram tânăr, eram ușor, și Ghiță Bulacul după mine. El: nu, acolo este celular. Zic: nu, domnule plutoner. Ne-am oprit la vreo câțiva metri în fața lui, că ne era frică, fiindcă avea cravașca aceea de cauciuc, și el venea încet și să ne lămurească să mergem la celular, iar noi, cum pășeam câțiva pași, noi mergeam așa cu spatele înapoi. Și plutonerul de pe celular a ieșit la poartă și a spus: măi Negrene, nu faci o prostie. Oamenii aceștia, băieții aceștia, nu-ți vorbesc că îi ție prostii. Ei sunt pocăiți, ei nu te mint. Zice: nu, eu vreau să vă bag în celulă și eu să mă duc la comandant și să-l întreb dacă el știe despre voi. Zic: nu, domnule plutoner.
Noi știm că dacă ne veți băga în celulă, dumneavoastră veți scrie în raport refuz de muncă, dar nu în ziua de sâmbătă. Și noi știm că domnul comandant, când va semna raportul, nu știe despre cine-i vorba. Doi deținuți au refuzat să muncească, fiindcă mai erau cazuri. Văzând că nu ne poate convinge, nici nu ne poate ajunge ca să ne bată, a ieșit polițaiul care ieșea din milițian, așa se zicea, știți atunci, din tură, era un om de o bunătate mai rară. Se numea Miloiu. Ca el era și numele, ca și caracterul lui. Zice plutonerul adjutant Negreanu, Miloiule, ia-i tu și du-i până în poartă pe bocăiți ăștia, că îi prind eu la înghesuială, la strântoare odată și dacă nu o să plângă ei și țâța care au sârt-o. Dragii mei, mergeam cu domnul plutoner Miloiu spre poartă. Penitenciarul Poarta Albă este ca o localitate, ca o comună atât de mare. Zice, haideți băieți, după ce s-a depărtat de domnul plutoner Negreanu, haideți băieți, că ăsta este un om care n-are suflet. El atât de bucuros este să poată lovi pe cineva. Dar mie mi-e milă de voi și mi-e teamă de Dumnezeu. Mi-e milă de voi, da? Și mi-e teamă de Dumnezeu. Dragii mei, când să ne apropiem spre birourile care erau în poartă, dinspre clubul penitenciarului, cine venea? Domnul capitan Ivașu, care în ziua aceea era ofițer de servici. Și îl întreabă pe plutonerul Miloiu, ce este cu băieții aceia, cu deținutea aceea? Să trăiți, domnule capitan, acești deținuți sunt sâmbătari. Ei nu lucrează sâmbătă. Sunt condamnați pentru credință. Și ce vrei cu ei? Domnul plutonerul plutoner Negreanu a vrut să-i bage în celular, să-i bată și să le facă raport de pedepsire. Zice, din al cui ordin? El nu știe că tovarășul colonel Vodă a dat ordin ca să nu mi se facă nimic acestor tine? Te duci, băieți, duceți-vă înapoi în cameră, tovarășul plutăner Miloiu, du-i înapoi în cameră și raportea, spune așa la la tovarășul plutăner Negreanu, să nu mai facă o lucrare contrară ordinelor comandantului. Am pornit înapoi cu domnul plutăner Miloiu și dânsul, după ce s-a depărtat ofițerul de servicii, zice, băieți, vă duceți voi singur la secție? Da, domnule plutoner Miloiu, mergem. Să nu plecați pe altă secție. Eu sunt convins că voi intrați direct în secție. Da, domnule plutoner, așa vom face. Merg și eu acasă, că m-am săturat de 12 ore de slujbă. Când ne-am reîntors și am ajuns la secție, în fața porții, poarta nu era așa de largă, grăsimea volumului aproape că o ocupa, stătea domnul plutoner major adjutant Negreanu și așa învârtea acea cravașcă de cauciuc. Și ne-am oprit în fața lui la câțiva metri și am luat așa o poziție respectoasă și am spus așa, domnule plutoner adjutant Negreanu, din ordinul domnului capitan Ivașcul, să le dați drumul în cameră și niciodată să nu vă mai atingeți de noi, fiindcă acesta este ordinul domnului comandant. Ce ai zis, mă? Tu îmi dai ordine mie? La celular cu voi. Și atunci a venit din nou și a vrut să o ia pe margine și să ne ducă înspre celular. Noi iarăși ne-am dus înspre poartă. Era ca un joc de copii. Și văzând el că nu poate să ne lămurească să facă ce vrea el, plutonerul de la celular este așa Negrene, să nu te joci cu problemele acestea, că băieții aceștia nu te... Dă-le drumul în secție. Hai, veniți în secție. Dar el s-a așezat imediat după poartă. Și i-am spus așa, domnule plutoner adjutant Negreanu, vă rog frumos să vă depărtați cel puțin 4 metri de la poartă, să putem trece. Știam că vrea să ne încingă bine cu cravașca de cauciuc.